Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Perioada aceasta este una destul de agitată, cel puțin din punct de vedere politic, pe aici colo și din punct de vedere administrativ. Asta mai depinde de fiecare dintre cei care conduc anumite instituții, anumite primării, cum au înțeles că trebuie să gestioneze tot ceea ce ține de administrație și de gestionarea lucrurilor la nivel local, la nivel județean, pentru că mai e puțin și primarii care au fost aleși își vor intra în pâine, cum se spune. Până atunci, însă, puțin mai este și va începe campania electorală pentru prezidențiale, dar și cea pentru alegerile parlamentare. Va fi o toamnă destul de bogată din foarte multe puncte de vedere și a certurilor între politicieni, pentru că suntem obișnuiți cumva să avem parte de atacuri în această perioadă. Așteptăm să înceapă și campania electorală și vedem atunci cum vor sta exact lucrurile. Până una alta, majoritatea celor care au decis să candideze și au depus candidaturile. Astăzi vorbim despre ce s-a întâmplat ieri în județul Hunedoara, când Partidul AUR a depus candidaturile. Vedem astăzi cu ce gânduri. Vedem astăzi care sunt sau care vor fi prioritățile candidaților, dacă vor fi aleși în aceste funcții, iar puțin mai apoi în emisiune vom discuta și despre unele probleme care într-adevăr ard și la buzunar cetățenii, dar și psihic, pentru că sunt multe modificări, multe necunoscute pentru majoritatea dintre noi. Încercăm astăzi să aflăm și noi cât mai multe detalii despre aceste lucruri. Alături de mine astăzi este domnul Vasilică Potecă, senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Suntem deja într-o altă etapă, într-o altă situație. Până ieri eram potențial candidați, astăzi suntem candidații Alianței pentru Unirea Românilor la parlamentarele din 1 decembrie 2024. Așadar, formularea corectă era senator AUR în funcție și candidat, nu? Numărul 1 pentru Senatul României. Numărul 1 pentru Senatul României, spre nefericirea anumitor zone politice care sperau să nu fiu numărul 1 pe listele AUR. Care sunt acele zone politice care acelea sperau... din care am plecat eu, ca să nu le mai citez acum, să le mai amintesc, pentru că înainte de a intra în emisiune am primit un telefon de la un coleg din Parlamentul României, un senator, care spunea, zice, nu-mi trimiți o poză, două cu tine, să o transmit celor care spuneau că te-ai dus la AUR ca să te înșeli aia și că de fapt nu o să fii numărul 1 pe listă la AUR. Și am spus, nu este adevărat. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, George Simion și Partidul AUR a respectat întru totul ceea ce au discutat la început cu cei care am ajuns mai târziu în Partidul AUR, eu venind anul trecut în luna august, și a respectat cu întru totul și dintr-o parte și dintr-alta ceea ce urmează, ceea ce facem și chiar și această prezență pe liste. Da, a fost cumva principala curiozitate pentru mulți dacă într-adevăr veți fi din nou pe listă, dacă veți fi numărul 1 pentru Senat din partea AUR. Iată că acum veniți și confirmați că într-adevăr sunteți numărul 1 pentru Senatul României din partea AUR. Ieri ați depus și candidatura pentru Parlamentul României împreună cu colegii dumneavoastră din județul Hunedoara. Am fost și noi alături de dumneavoastră și o să urmărim câteva imagini și evident o să și discutăm despre cum a fost ziua de ieri. Ziua de ieri a fost extrem de agitată și de, să zic, aglomerată. Am avut... vedem și aceste imagini cu președintele partidului care deschide lista la Camera Deputaților, domnul Tiberiu Barstan. Pe locul 2 este domnul Cațan, pe care îl vezi în imagini, de la Petroșani. Locul 3, domnul Ionașcu, președintele organizației de la DEVA.
Și locul 4 este doamna Adina Nicola, un medic de renume în județul Hunedoara. Pe locul 5 este colegul nostru Emma Clej. Pe locul 6 este de asemenea un tânăr, președintele organizației de la județul Hunedoara, de la Tineret, domnul Adelin Rotaru. În ceea ce privește senatul pe care îl deschid eu subsemnatul primul pe listă. Locul 2 este, și îl vedem, cred că, în imagine în capăt, pe domnul Alic de la Hunedoara, în imagine cu geanta roșie, doamna Gabriela de la Petroșani, jurista de la fosta regia cărbunelui Petroșani, actuală, altă denumire, altă vopsire, și cam ăștia suntem primii trei pe lista de la Senat. În alcătuirea acestor liste s-a ținut cont atât de competență, pentru că le spuneam că am trecut prin niște teste, interviuri și toate celelalte, le-am spus că a fost mai greu decât la facultate în 1982, când eram 50 pe loc. Anul ăsta cred că am fost mai mult de 50 pe loc. Deci a fost lupta destul de acerbă pentru locurile pe aceste liste. Și am avut două, să zic că s-au ținut cont odată de munca desfășurată în partid și în al doilea rând de competența pe care o avem fiecare în domeniu. Al treilea criteriu a fost și unul, să zic, regional, în așa fel încât tot județul Hunedoara să fie echilibrat în ceea ce privește candidații. Acesta este momentul în care se ajunge la biroul electoral județean. Și să zic, o să vedem și imagini cu depunerea efectivă a candidaturilor de la biroul electoral județean. Iată o echipă destul de mare. Echipa este destul de mare, au fost numai o parte dintre colegii noștri, pentru că și ziua pe care am ales-o a fost una dintre cele mai bune din punct de vedere al participării, fiind marți, o grămadă de oameni sunt la muncesc. Era mai bine în weekend. Da, așa, nu suntem un partid de prea cu mulți oameni în administrație să ne putem permite să avem un program un pic mai lejer. Sunt oameni care lucrează și au diferite profesiuni și participarea lor la locul de muncă e mai importantă decât chiar o depunere de candidaturi. Așa că, din punctul ăsta de vedere, a fost destul de bună participarea. Și cu, în general, oameni care susțin și susțin proiectul AUR, pentru că proiectul AUR își continuă la acest în plină forță popularizarea și dezvoltarea lui la nivelul întregii țări și la nivelul județului Hunedoara. Probabil că mulți se gândesc că la experiența dumneavoastră politică și administrativă, pentru că aveți acest avantaj că cunoașteți foarte bine și administrația, dar și politica, fiind un politician cu state vechi, experiență, reprezintă un mare avantaj și pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră să vă aibă alături. Sper că acest lucru, experiența mea atât administrativă cât și politică, să-i ajute în ceea ce urmează să se întâmple. În perioadele electorale este adevărat că ai nevoie de oameni care au mai trecut prin asemenea procese. De asemenea, din punct de vedere administrativ, poate să zic mai târziu, pentru că urmează o etapă în care AUR-ul începe să funcționeze în administrațiile publice locale și centrale, în Parlamentul României, și acolo chiar ai nevoie de o anumită expertiză. Fără această expertiză nu poți să duci lucrurile pe care le afirmi astăzi și le prezinți cetățenilor și să îndeplinești dorințele de mai bine al acestei societăți. De aceea ai nevoie până la urmă în această mare de idei, mare de confruntări, de oameni care pot să-și țină nervii și să-și strunească nervii și să-și aibă tot calmul necesar
pentru a duce la îndeplinire planurile pe care ți le-ai propus. Până la urmă, cel mai important lucru pentru AUR este să-și găsească drumul și să-și găsească scopul. La această oră, ei numesc și eu le-am împărtășit acest punct de vedere, această cauză care se numește George Simion, care se numește Președinția României. Pentru noi este foarte important și mereu le aduc aminte, cel mai important lucru este ca noi să fim mereu conectați cu președintele partidului, să fim în campania lui electorală și să îl facem pe George Simion președintele României. Am fost întrebat cu cine își dorește George Simion să intre în turul 2. I-am spus că pentru noi nu este important și m-au întrebat cine va câștiga aceste alegeri și eu am spus că aceste alegeri prezidențiale vor fi câștigate de către George Simion și noi luptăm pentru acest lucru. Fără această credință puternică, fără acest imbold, nu vom reuși în această campanie electorală și în scopul ei final ca George Simion să fie președintele României. Pentru noi, George Simion este adevărata cauza acestor alegeri, pentru că schimbarea la fața României am observat că se face de la vârf. Iar vârful politicii românești o reprezintă președinția, iar vârful politicii românești o reprezintă George Simion, candidatul AUR pentru această președinție. De aceea, depunerea de ieri este o depunere simbolică, ea ar fi trebuit însoțită de președintele partidului. Președintele partidului a fost sâmbătă la Deva, cred că e a cincea oară când vine județul Hunedoara în ultima vreme, am discutat și a zis, din păcate nu pot să fiu cu voi și mi-aș dori la Deva, pentru că trebuie să... A fost plecat la Iași și de la Iași trebuia să meargă la București, pentru că în acest proces de depunere sunt foarte mulți colegi de ai noștri care așteaptă un îndemn de la președintele partidului. Sunt destul de multe probleme și la nivel de partid, pentru că în această perioadă lucrurile s-au aglomerat, trebuie rezolvate o grămadă și alte probleme administrative și președintele partidului oarecum cu regret ne-a spus, nu pot să fiu alături de voi, dar sunt fizic. Cu mesajul, ne-a transmis un mesaj de felicitare, cu mesajul și cu inima alături de voi. Și noi suntem alături de președintele partidului, și noi suntem alături de George Simion și nu numai că suntem alături, suntem împreună cu el în acest mare demers de câștigarea președinției României. Sunteți, cum spuneam, deja și aveți experiență și în Parlamentul României. Ce credeți că veți putea face altfel decât ați făcut până acum din postura de senator? Este o întrebare pe care m-am pus-o personal. Nu credeți-mă, această analiză mi-am făcut-o și chiar de mult, cu mult timp înainte, pentru că să zic așa, mandatul meu de senator a fost marcat de o grămadă de evenimente, dintre cele unele plăcute, altele neplăcute. Și o să încep cu partea neplăcută a lucrurilor. Eu am început ca senator PNL, m-am dezafiliat în august 2023 în urma unor controverse legate de viața mea de parlamentar și viața mea de membru al Partidului Național Liberal. Trebuie să vă spun că aceste controverse au avut o componentă locală, atâta vreme cât nu ne-am mai putut înțelege pe niște lucruri, să zic, cu toate, totdeauna ajunge la cancanuri, dar nu a fost vorba de un cancan, a fost vorba de un anumit principiu legat de conducerea filialei și, în al doilea rând, legat de modul la care filiala urma să funcționeze și de oamenii care făceau sau nu mai urmau să nu mai facă parte în această filială, pentru că cuiva nu-i mai convenea să aibă niciun fel de opoziție în partid. Iar principiile, practic, ale dumneavoastră și ale lor nu au mai coincis, tocmai de aceea s-a produs și această ruptură. Și această ruptură. Ulterior ați ajuns să fiți senator afiliat. Asta a fost prima fază. A doua fază a fost una centrală. Vă aduc aminte că sunt cel care am votat împotriva taxelor și impozitelor măririi din august 2023,
ceea ce se vede astăzi cu micro-întreprinderile și cu toate celelalte lucruri, creșterea impozitului de la 1 la 3%. În același timp am votat împotriva desființării part-time-ului, care s-a dovedit până la urmă că a dus la pierderea la 163.000 de locuri de muncă. Da, și nu a adus nimic bun faptul că pentru 2 ore de muncă, în loc să fac un contract, trebuia să fac 8 ore ca să plătesc statului contribuții la 8 ore, nu la 2 ore. Chiar dacă munca prestată era de două ore. Sau 4 ore. Așa, exact. Sunt cel care, indiferent ce s-a spune, împreună cu la propunerea lui Florin Câțu, am susținut în interiorul Partidului Național Liberal, am și dus proiectul de lege în Parlament legat de scăderea taxării pe muncă de la 25 la 20%, lucru pe care colegii mei l-au respins în plin Parlament și nu au apreciat deloc acest tip de demers. În același timp, toți își aduc aminte că la votarea legii pensiilor, exact pentru chestia cu pensiile minerilor, noi senatorii de Hunedoara toți am scos cartelele și am refuzat să votăm legea pensiilor în modul la care s-a rezolvat problema pensiilor în acel moment în Parlamentul României. Deci, devenisem oarecum și în raport cu conducerea centrală Rebel. Eu am avut atunci o discuție cu conducerea centrală și am spus foarte clar, rămân în condițiile în care lucrurile legate de activitatea de acolo și de aici se rezolvă. Mi s-a spus că se rezolvă, așa am rămas în vara anului 2023, în toamna la 2023, când m-am dezafiliat, pentru că te dezafiliezi în prima în sesiunea din septembrie, n-am găsit niciun răspuns la întrebările pe care eu le-am pus. Atunci am știut că voi pleca, m-am dezafiliat. Trebuie să vă spun că nu am trecut direct la AUR. Pur și simplu m-am dezafiliat și m-am afiliat grupului AUR. Intrarea mea în partid s-a făcut tot după o negociere mai lungă cu Partidul AUR, cu președintele George Simion. George Simion spunându-mi, vino la noi, muncește și vei fi pe liste. Iată, lucru care s-a și întâmplat. Lucru pe care putem să ți-l garantăm. Atât, muncești și vei fi pe liste. Același lucru, că n-am plecat numai eu, mai sunt și alți colegi veniți din alte direcții, au avut același mesaj. Munciți și veți fi pe liste. Demonstrați că ați înțeles valorile AUR, demonstrați că înțelegeți relațiile din partid, demonstrați că sunteți buni parlamentari și buni colegi în teritoriu cu cei cu unde veți fi, în ce organizație veți fi. Acestea au fost lucrurile și am înțeles de la început mesajul și am spus, nu-mi doresc altceva decât să vin alături de noi mei colegi, atât în Parlament cât și în teritoriu, și să încerc să fac ceea ce știam din experiență de atâția ani. Cum veți aborda dumneavoastră campania electorală care stă să înceapă, dar și Partidul AUR, la nivelul județului și la nivel național? Da, sunt câteva premize de la care plecăm și v-am spus lucrul ăsta. Este vorba despre candidatura președintelui partidului, care este cel mai important obiectiv pe care îl are Partidul AUR. Este bine să o spun și o spun pentru membrii AUR acum, pentru că ei trebuie să înțeleagă că este lupta lor pe care și-au asumat-o începând cu 2020. Vreau să o înțeleagă mai bine decât mine și să lăsăm orgoliile și toate celelalte mici coterii și să încercăm să ne focusăm pe această campanie. Este primul nostru lucru. Al doilea lucru, vorbim din punct de vedere al obiectivelor. Obiectivele nu pot fi decât cele trasate de către președintele partidului prin cele 260 de măsuri pe care le are stabilite în program. Chiar dacă unii fac glume cu casele, cu toate celelalte, dar până la urmă, din tot ceea ce ați văzut astăzi, suntem singurii care avem un proiect. Avem un proiect, avem un obiectiv. Președintele are un obiectiv. Spune ceva. Spune ceva despre ceea ce își dorește în raport cu societatea românească,
cu oamenii, odată cu capitaliștii, totul se leagă în jurul unui proiect. Atâta vreme cât ai un proiect, știi pentru ce să lupți și nu vii să spui cuvinte disparate despre lucruri trăznite. De aceea, noi, membrii AUR, acum, trebuie să ne focalizăm pe acest tip de obiectiv. Din punctul de vedere al nostru, al celor care suntem în Parlament, trebuie să preluăm obiectivele pe care președintele și partidul le are în program și să le aducem la nivelul fiecărei comunități locale județene. Pentru noi, județul Hunedoara, suntem un județ care avem multe probleme și trebuie să discutăm aceste probleme în mod real. Până astăzi nu le-am discutat pentru că totul a turnat asfalt și aduce primarilor bani, a părut că este rețeta magică care va salva județul Hunedoara. Județul Hunedoara, în condițiile actuale, nu poate fi salvat decât printr-un program guvernamental bine gândit, pentru că județul Hunedoara, o afirm, puterie, este obligat acum să oblige prin parlamentari, prin formele de influențare, media, oricare, are dreptul la o anumită compensație. Această compensație, fie ea în primul rând financiară, este dată de faptul că prin noile politici, atât ale Uniunii Europene cât și ale Guvernului României de astăzi, au distrus mineritul, siderurgia, energia. Deci trebuie, pentru cei, noi suntem astăzi niște cetățeni prejudiciați în județul Hunedoara de aceste transformări, de aceste limitări. Nu avem voie să mai construim hidrocentrale pentru că deranjăm păsările. Nu mai avem voie să scoatem cărbunele pentru că deranjăm aerul. Nu mai avem voie să producem energie pentru că am vândut mintia. Deci, toate lucrurile astea, dacă tot statul... Lumea doar la noi deranjează, nu? În alte state pare că nu mai deranjează atât de tare aceste industrie. Nici nu vorbesc de alt județ. Vorbesc de județul Hunedoara. Județul Hunedoara trebuie, așa cum a fost modelul Marii Britanii cu Țara Galilor, în care după ce le-a luat mineritul, au venit și au făcut un program paralel de industrializare adevărat și de compensație, așa trebuie să facă și cu noi. Este... Mulți și-au luat gândul că se mai poate face așa ceva la noi în țară. Dumneavoastră veniți și spuneți că Eu spun așa. Dacă spun două lucruri, nu. Ori ne lăsați să facem și atunci este ok, nu avem nevoie de banii voștri, ori nu ne lăsați să facem și atunci nu aveți decât să ne plătiți compensații pentru faptul că nu ne lăsați să facem. Nu ne puteți lăsa în situația în care noi nu mai avem nicio șansă în propria noastră țară, în propriul nostru județ, da? Și mai ales în județul Hunedoara. Păi ce s-a întâmplat? Păi mai penalizăm de multe ori județul Hunedoara. Am închis aurul, am închis siderurgia, suntem pe care să închidem și cărbunele. Acum mai am venit și cu legea pensiilor, da? În care mai tăiem și pensiile minierilor. O lege a pensiilor care s-a dorit a fi una bazată pe echitate, pe contributivitate, iar rezultatul în anumite situații a cam nemulțumit pe mulți dintre beneficiarii acestor pensii. Dacă tot am lăsat această pensie să fie făcută de către Banca Mondială și de către Uniunea Europeană, atunci nu au decât să vină și să gândească politica de compensații. Faptul că ne-au dat niște bani prin tranziție justă pe care se cheltuie sau nu se cheltuiesc la această oră, nu știm de cine și nu știm de cum. Faptul că nu avem aici o structură care să vină și să administreze acești bani în folosul hunedorenilor, în folosul celor din Valea Jiului care oricum nu mai au altă șansă la această oră, pentru că nu s-a pus nimic în loc după ce mineritul a fost restrâns aproape de extinție. Deci, acum trebuie să discutăm. În acest moment, această campanie electorală în județul Hunedoara este despre ce facem cu toate aceste categorii la care le-am mai tăiat și din pensii. Ce facem cu acești oameni? Ce punem în loc și cu ce venim noi și ce face această țară cu noi în momentul în care a venit printr-o politică guvernamentală națională și una europeană să închidă tot ceea ce însemna în județul Hunedoara? Sunt niște răspunsuri pe care le aștept în această campanie electorală de la cei
care doresc să conducă județul Hunedoara și sau să se reprezinte județul Hunedoara în Senat și în Camera. Așteptați plenul Parlamentului. Așteptați răspunsuri din partea lor, dar probabil și hunedoreni așteaptă că soluții, poate chiar și din partea dumneavoastră. Nu din chiar partea din partea noastră, și din partea noastră, v-am spus, primul lucru pe care o să-l cerem este această politică de compensație. Adică vreau să ni se spună foarte clar, vreți să închideți, cât vreți să închideți, unde vreți. Pentru că mai este un lucru care mi se spune, că dacă ați observat, noi nu facem niciun guvern cu aur. Bine, mă, nu faceți guvern cu aur. Noi o să facem PNL cu PSD în continuare și o să mai guvernăm România 10 ani. Văd că lucrurile așa încurcate cum merg, cum acum de fațadă se ceartă unul cu altul, Nicu cu Marcel, deci sunt niște lucruri care le vedem toți, că au devenit deja transparente. Deci vreți să faceți această guvernare pe 10 ani. Bun, dacă tot vreți și aveți acest proiect pe 10 ani împreună, PSD-PNL, și cu noi nu aveți nevoie, spuneți-ne ce vreți să faceți cu noi. Aștept să văd această politică spusă clar, explicit în județul Hunedoara de către cei care vor veni în aceste studiouri sau cei care nu vor veni prin mesajele lor. Aștept am tot așteptat în ultima vreme cineva să dezvolte o discuție, o platformă, să ne spună ce își doresc acești oameni care își doresc să conducă încă 10 ani în România și ne anunță cu emfază că tot ei vor conduce România 10 ani. Încă le țin la secret, probabil le vor lansa pe piață. Nu există, există la secret, la secret, nu, țin la secret ceva. Ca să, da, țin la secret niște nenorociri care sunt mai mari decât credeți. Țin la secret un lucru care l-au făcut zilele trecute și l-au transmis pe sub masă comisiei, calcularea impozitelor și taxelor locale, pentru că vă anunț cu tristețe că din 2025 taxele și impozitele locale nici nu știu, se dublează, se triplează și sau nu. Deci pentru o casă veți plăti de vreo 2-3 ori mai mult, pentru a doua de vreo 5-6 ori, pentru o mașină, a doua și a treia mașină, pentru sunt terenul și toate celelalte. Sunt informații sigure direct de la sursă, ce ne spuneți acum? Toată lumea o să dezmintă, dar o să vă pomeniți cu ele. Și o să ne pomenim toți, că și dumneavoastră veți plăti cu siguranță. Și eu mă pomenesc cu ele, acum am zis așa că vă veți pomeni pentru că mă adresam... Asta este unul. Doi, de ce nu ni se prezintă sau de ce au lăsat pentru luna ianuarie planul de reducere sau de creștere, de reducerea cheltuielilor publice pentru următorii 7 ani pentru reducerea deficitului? Că le-a cerut comisia să ne prezintă planul de reducere a deficitului în luna octombrie. Acum au mai dat, au încurcat-o, că lasă, că să facă comisia, că discutăm când vine nouul guvern. Păi cum, ce nou guvern? Că ne tot anunță că ei sunt și viitorul guvern. Că astăzi, de exemplu, aflu mereu în fiecare zi, în luna februarie vom face, în luna martie vom face, când voi fi, voi semna. Așteptați, cel puțin din punct de vedere democratic, să treacă aceste alegeri și atunci când veți veni din nou și veți face noua guvernare pe 10 ani, zic să suspendăm și Constituția și alegerile ca să rămână 10 ani sau să schimbăm pe 10 ani, așteptați, poate vin alte personaje, poate nu au aceleași gânduri, chiar din aceleași partide, poate nu au aceleași gânduri ca și voi. Spuneți că PNL, PSD își doresc și asta este un lucru deja bine cunoscut, că își doresc să meargă în continuare împreună, chiar dacă mai există certuri și contre între șefii celor două partide și nu își doresc să facă echipă cu AUR în continuare. AUR cu cine își dorește să facă echipă în Parlamentul României, dacă lucrurile vor sta așa cum vă doriți și dumneavoastră? Știu că mereu ni se pune această întrebare. Vreți că nimeni nu partidul, vă vrea, partidul, dar... partidul anunță, domne, vrem să facem guvernare în România. Există un singur lucru. Guvernările faci ori monocolor, adică numai tu, sau le faci în condițiile în care nu-ți ajung procentele să faci de 50%, trebuie să faci într-o coaliție. La această oră există o singură discuție spusă de președintele partidului, George Simion. Facem această alianță cu românii. Vom vedea
dacă facem sau nu facem o asemenea alianță. Eu nu sunt pentru o asemenea nicio alianță deocamdată. Consider că și dacă vom face o alianță, va trebui impuse cele principiile pe care partidul și George Simion le-a stabilit pentru o asemenea alianță. Adică nu mai poți să faci lucruri negândite și fără un program pe care să-l negociezi, așa cum în Germania au negociat la un moment dat un program până la ultima virgulă de 600 de pagini. Sunt niște lucruri care sunt urgente de a fi făcute în România, iar dacă renunțăm la ele, renunțăm până la urmă la toate principiile AUR. Trebuie să mergem și să înțelegem că sunt niște lucruri pe care AUR le afirmă acum și care nu sunt de negociat. Unul dintre lucrurile care nu este de negociat este această problemă a județului Hunedoara. Și o spun. De ce? Pentru că dacă noi continuăm acest ritm, vom dispărea de aici. Gândiți-vă că avem cea mai mică natalitate din România la ora asta. Nu putem trăi mereu suspectul că cineva va mai veni și va tăia pensiile, că va desfința locurile de muncă și că într-o zi vom deveni o colonie vizitată de către unii și alții pentru ca să-și găsească, să-și aline suferința aici. Nu. Unii și-au găsit alinare în județul Hunedoara și dacă este să ne raportăm la ce s-a întâmplat cu termocentrala Mintia, iar zilele acestea au ieșit noi informații în spațiul public, că sunt așa într-un impas cei care au ales să investească aici la Mintia, unde mai vorbim de faptul că și centralele termice, pe care cred că majoritatea dintre dumneavoastră le aveți în locuințe, pentru că știm ce s-a întâmplat după închiderea Mintiei, chiar și înainte au fost probleme din acest punct de vedere, ba că nu vor mai fi, că vor fi de fapt interzise în următorii ani, lucru care stă așa sub o mare incertitudine pentru oameni în primul și în primul rând. Nu, Mintia până la urmă nu numai pentru hunedoreni, că sunt locuri de muncă și sunt ce problemă? Este o problemă națională. Ea este programată ca în 2027 să producă 1000 de megawați, nu știu, o nebunie întreagă. Adică e o chestiune de independență energetică a României. Această poveste pe care tot am vândut-o cu irachieni, cu tot, e o poveste care sper să se finalizeze pozitiv pentru țara noastră. Eu am văzut și eu ceea ce a scris domnul Iștoc și care urmărește, cred că, cel mai activ problema Mintiei și o știe, cred că, cel mai bine dintre toți lideri de sindicat și om care a făcut o asociație în pro-Mintie, așa să-i spun, și îl interesează cu această problemă. Din informațiile pe care dânsul le spune că nu am de unde să știu și că iar sursele guvernamentale sunt complet de transparente în direcția asta, anunță numai chestii triumfaliste, dar stadiul de realizare acestui triumf dus spre dezastru nu ni se explică niciodată. Lucrurile nu par a fi în foarte mare ordine. Așteptăm și noi până la urmă reacția autorităților la ceea ce a scris domnul Iștoc, la acest semnal, să aflăm și noi ce se întâmplă cu adevărat la Mintia. Nu este o problemă a irachienilor și a lui Virgil Popescu. Pentru că toți zic, domnule, și voi ați fost când s-a vândut Mintia. Nu, noi am fost când s-a vândut Mintia, s-a vândut printr-o mare ocultă a Ministerului Energiei, da? Hai să ne înțelegem, nu avem noi nicio implicație și nici nu ne-a întrebat nimeni nimic niciodată, da? Pentru că dacă ne-ar fi întrebat cineva, i-am fi spus și lui Virgil Popescu și restul, că statul român prin RomGaz a vrut să construiască aceeași capacitate, dar printr-o altă manevră pe care n-am înțeles-o și nu știu, statul român s-a retras cu RomGaz-ul și a rămas să o construiască. Apoi a fost acea manevră? A Ministerului Energiei, a ministrului de la vremea aia, guvernului, a celor care puteau hotărâi. V-am spus, aici nu sunt probleme de județul Hunedoara. Aici sunt probleme de CSAT, sunt probleme de Guvernul României, sunt probleme de Ministerul Energiei, de oameni foarte sus poziționați. Nu a fost problema noastră. Noi ne facem, sau lumea din jurul nostru crede că suntem foarte importanți. Nu suntem. Sunt niște personaje foarte importante care hotărăsc inclusiv destinele noastre prin județul Hunedoara. Asta o spun.
trebuie să încercăm să aducem decizia la nivelul județului Hunedoara. De ce trebuie să redevenim parlamentari? Că, și asta e o discuție pe care o vom purta. De ce trebuie să redevenim parlamentari și să nu mai devenim lingătorii de clanță a șefilor de pe la București? Pentru că în condițiile în care devenim parlamentari ne vom putea spune punctul de vedere cu privire la problemele din județele noastre. Veți avea puterea poate și de a bloca anumite proiecte care nu ar fi benefice pentru județ. Sigur că da, dar nu cu venim și facem câte un mic video pe aici pe la voi și spunem județul Hunedoara este prejudiciat, să facem front comun. Nu, frontul comun îl faci dacă ai curajul să le spui șefilor de la București că nu e regulă ce se întâmplă aici, unul la mână, și doi, dacă ai curajul să și votezi împotriva ceea ce ți indică șeful, da? E, uite, asta este problema. Suntem foarte duri aici și foarte umili acolo. Bă, hai să ne hotărâm. Ori suntem parlamentari și aici și cu toate onorurile și paradele pe care ne organizează oamenii pe aici, ori suntem și acolo, da? Unde e mai complicată politica de făcut. Și să înțeleg că nu toți parlamentarii hunedoreni sunt așa fix și pe poziție atunci luați structura votului și din Parlament de 4 ani, luăm toți parlamentarii și vedem ce au votat fiecare, da? Și atunci, pe legile principale, nu pe chestiuni de unde amplasăm semnele la Dâlja. Nu. Pe lucrurile principale, pe lucrurile mari, pe direcțiile mari de acțiune ale acestui județ. Așa să discutăm în fiecare zi lucruri alea pe la Angel Salini și pe la CNI, alea le știm, dar nu acolo este marea problemă. Marea problemă o reprezintă direcțiile, sănătatea, până la urmă, învățământul, până la urmă, chestiunile pe care, dacă stăm și le inventariem astăzi, le-am ratat. Iar în ceea ce privește centralele termice, pentru că, iată, vine sezonul rece și e destul de complicat pentru buzunarele multora dintre români. Și nu știu ce se va întâmpla. Această problemă, subvenționare. Ce se va întâmpla în continuare? Această problemă a centralelor termice e o problemă veche. Cred că ajunsesem de 2-3 luni prin Parlamentul României, când la comisiile de energie, unde nu eram noi, eu eram prin administrație, a apărut această chestiune legată, da, pe un referat, pe un com, așa zis, un proces verbal care se dă al Parlamentului de aprobare a acestei inițiative ca să intre în dezbaterea Comisiei Europene. În fine, s-a dat acest accept, după ce s-a dat acest accept, ne-am trezit cu regulamentul și țările membre. Exact pe chestia, pe Green Deal, pe economia verde, că, domnule, centralele de apartament poluează în mod excesiv și că trebuie schimbat sistemul de încălzire cu un sistem centralizat care nu poluează. Ce înseamnă asta pentru populație? Care nu poluează. Ei, și această măsură afectează întreaga țară. Afectează întreaga țară pentru că, într-o anumită perioadă, ni s-a spus, e bine să vă tăiați de la... falimentați Mintia, falimentați Paroșeniu, când 2026 se închide și Paroșeniu. Puneți-vă toți centrale termice pe gaz. Descurcați-vă, haideți să o luăm pe chestia asta, că după ce s-au tăiat marile sisteme centralizate, știți bine că au fost ieri dintrești când oamenii au rămas fără căldură, că nu aveau la ce... Fiecare cum a putut. Da, fiecare s-a descurcat cum a putut. Și a zis, descurcați-vă. Oamenii s-au descurcat, au cerut cote, au dat șpăgii, au luat cote de gaz, au făcut fel de lucrări. Deci lucrurile au fost complicate să treci la un sistem centralizat, la un sistem personal, individual. Lucrurile astea s-au întâmplat în anii ăștia. Au fost bune, acum nu mai sunt bune. Până anul ăsta, când au venit și au zis, dom'le, noi avem lege de fapt în care voi sunteți cam ilegal prin țara asta cu aceste centrale, Uniunea a zis, deci dacă nu tăiați centralele astea jos, vă aplicăm politica de infringement, da? Și nu vom să vă mai dăm nici fondurile europene și nici nimic. Au început condiționările. Adică ai semnat, că asta o tot spun mereu. Zic, că aveți ceva cu Uniunea Europeană, cu von der Leyen. N-avem nimic cu nimeni. Dar până la urmă, toate chestiunile alea... Hotărâți-vă totuși, care nu, dar toate chestiunile alea care vin de acolo,
parcă prea sunt împotriva noastră așa, adică nu pot să mai fac centrale pe hidro, nu mai pot să fac pe gaz, pe gaz, ci că ne mai lasă dacă mintea asta se termină, dacă se termină o să ne spună că gazul ăla folosit acolo e deja dăunător naturii și o să închide și pasta să facem alta pe nu știu ce. Deci, lucrurile cu centralele sunt în felul următor. Trebuie să ajungem la un acord și va trebui să discutăm acest lucru în, în cunoștință de cauză la Comisia Europeană, în Parlament și să stabilim până la urmă că nu putem mâine să tăiem toate centralele din toate blocurile din Deva, Hunedoara, Petroșani și etc. Să-i lăsăm din nou pe oameni. Să-i lăsăm pe oameni să aștepte ce? Să facă, să facă o, să facă niște centrale, să facă un sistem din nou centralizat. Dacă se dorește un asemenea sistem, nu are decât statul să suporte, să vină și să suporte acest sistem. Nu, cetățenii dintr-un anumit areal nu pot și n-au sursele și la sărăcia care e în România la ora asta, nu ai sursele necesare să aduni să faci o nouă fabrică, că seamănă cu o fabrică toată chestiunea aia, și ca să încălzim un cartier sau un oraș. Sunt investiții majore, sunt investiții mari, sunt investiții care sunt de viitor. Nu putem trece așa cum vor toți într-o mare rapiditate. Așa cum e și cu partea de energie electrică acum, cu mașini electrice, cu toate celelalte. Este o adevărată nebunie. S-au cumpărat multe mașini, mă uitam și nu avem stațiile de încărcare. Sunt mașini cu fel de fel. Și toți stau și plâng că le-au luat așa ca să se plimbe prin cartier cu ele, ca să vadă lumea că ne-am modernizat și noi am trecut la mașinile electrice. Deci sunt probleme majore. De aceea există o bază de dezbatere. Astăzi am venit și le lansez această provocare să vedem ce este cu județul Hunedoara, ce facem cu județul Hunedoara. În ultimele 5 minute din această emisiune vreau să mai abordăm un subiect, spun eu, extrem de important, în special pentru fermierii din județul Hunedoara și nu numai. Târgurile parcă nu mai sunt ce au fost odinioară. Vedem mai mulți comercianți de cu totul și cu totul alte produse, mai puțin animale, pentru că avem pestă porcină, avem gripa aviară, avem atâtea și atâtea probleme din acest punct de vedere, iar oamenii se văd puși în situația de a nu-și mai putea comercializa animalele pe care le cresc în propria gospodărie, așa cum eram noi obișnuiți, cred că încă de mici, să vedem că acolo, în târguri, se întâmplă totul. Acum lucrurile s-au schimbat. În 4 minute vă rog să ne dați un răspuns și cu privire la ce se poate face din acest punct de vedere și cât de bune sunt măsurile luate în acest sector. Păi, discutam același lucru. Dacă din toate lucrurile care le-am mai avut prin județul ăsta, ne mai rămăsese un pic de agricultură și turism, da? Turismul nu poți să-l pui la punct cu oamenii săraci, oamenii fără posibilități. Deci, nici în partea asta nu s-a făcut mare lucru, totul este oarecum, fiecare om și-a făcut o pensiune și câte ceva încercând să facă niște lucruri. Dar fără o infrastructură și fără lucruri organizate și bine făcute, popularizate, n-ai turism și ce facem noi este o iluzie de turism la ora asta, nu este un turism adevărat, un turism din care noi să putem trăi. Acele legi care au venit să-i afunde pe unii dintre micii antreprenori. Am ale mai de așa, astăzi o să facă TVA-ul de la 9%, 19% la alimente și la turism și la tot ce însemna servicii acolo și o să îi facem și turiști să nu prea mai vină prin județul Hunedoara sau prin România. Ce facem cu crescătorii de animale? Și ajungem la crescătorii de animale. Crescătorii de animale sunt în situația, mi-au spus și tot zic, ai fost și tu prefect, ai fost și de asta și ai dat norme de interdicție. Da, am dat norme de interdicție pentru că a fost pesta porcină și am stabilit. Dar asta n-am spus că dacă scriu pe hârtie atunci că o să fie ca și Biblia pe veci. Da? Trebuia să revenim cu măsuri. Trebuia să revenim cu măsuri și să facem, să administrăm acest fenomen. În acest moment, cel mai simplu lucru statul român, dacă se întâmplă vreo chestiune de asta, este să interzicem tot, da? Păi am interzis odată, de 2, 3, 5 ori. Am văzut că nu se poate
să mergem până la sfârșitul lumii cu asemenea măsuri. Și trebuie să găsim măsuri. Bun, o faci pentru o perioadă limitată, dar spune-ne și nouă ce măsuri ai luat și care este orizontul nostru de așteptare în acest domeniu. 1. 2. Când ai interzis târgurile de animale, am înțeles că este o problemă la oi, da? O problemă chiar mare. Bun, este problema și am interzis la oi. Da, noi am interzis și păsările de curte, și porcii, și bibilicile, și păsăricile, și tot ce vreți am interzis. Păi, ajunge. A, noi venim cu interdicțiile astea de vreo 10 ani, că tot gripa aviară a trecut, dar nu mai vindem păsări. Există o piață și există... Noi am dezvoltat-o pentru că vorbim mereu de micile gospodării agricole, de dezvoltare, de organizare, de piețe, da, de de ocupare și mai apoi nu le oferim șansa de a-și comercializa produsele. Cam asta se întâmplă și asta este, cred că, și marea nemulțumire a oamenilor. Păi nu, că mi-au reproșat, mi-au scris pe acolo filipici de ăștia, niște agricultori, vorbesc de ăștia interesați și am ajuns ca în Dalai Lama să, dacă ești însurat nu crezi că ai și în viață mă vreodată mai și dreptate. Așa mi-au zis și ea, dacă mama tuturor hunedoreni și cu agricultorul șef le știu pe toate, noi nu ăștia care ci că nu suntem, nu mai avem nicio dreptate prin la județul cine vă ăsta. Referiți? Cine este mama tuturor hunedorenilor? E un personaj care se revendică, o găsiți pe listă, mai completez eu cine știu toți cine prietenii știu de ce. Prietenii știu, deci... Da. Așa? Și o concluzie că suntem la final. Încerc și eu să am un pic de dreptate în domeniul ăsta, spunându-le atâta. Bă, spuneți-ne ceva despre domeniu și nu-i mai sculați pe aia la 3 noaptea să dați subvenții, cum i-au sculat azi noapte, pe la Apia, să dăm subvenții în avans, pentru simplu motiv că vrem noi să demonstrăm cât de plăcuți și iubiți suntem de agricultorii hunedoreni și naționali. Păi și e ceva greșit că au muncit și iată, au reușit să acorde aceste subvenții? Eu n-aș face-o pentru că știi ce seamănă asta? E ca aia pe vremea lui Dragnea, noaptea ca hoții, cu ordonanța 13. Dați-o ziua, ce aveți? Și în final, un mesaj. Există un lucru care chiar m-a enervat ieri și trebuie să o spunem guvernului și lui Arafat în direct cu situațiile de urgență. Aseară la ora 10 și un sfert, ora la care dormeam pentru că sunt extrem de obosit după ultimile evoluții și alergări, a sunat RO-alertul. A sunat RO-alertul și m-a trezit speriat că ce s-a întâmplat. Pe urmă, la jumătate de oră, a sunat din nou RO-alertul cu același mesaj. Un mesaj legat de o problemă socială. Ei, este imposibil să facă așa și îi spunem domnului Arafat și guvernul României că noi nu suntem în Liban aici și că să-și vadă, să dea aceste alerte ziua când suntem citav și sănătoși la cap și să încerce să ne explice ce rost a avut aseară. Eu nu puteam să alerg după copii, aș zis pe Iasmina și după nu știu cine, la ora 10 și jumătate azi noapte. Nu înțelegem, cu o noapte, cu o zi înainte, a mai fost un RO-alert pe aceeași chestiune. De ce alerg să ne spună care este strategia pentru care au ales orele alea să ne dea RO-alertul? Da, este o situație nefericită, într-adevăr. Situația poate fi nefericită, celor trei dar copii, situația dar... este nefericită. Dar cum să-mi dai mesaj noaptea să sperii lumea? Pentru că un mesaj alert înseamnă incendiu, inundații, cutremur, înseamnă ceva foarte grav. Și dispariția copiilor este gravă. Este foarte gravă, dar e un fenomen care se petrece zilnic, e un fenomen pe care îl tratăm în miezul zilei, ca oamenii sănătoși la cap, nu tratăm noaptea să speriem lumea și să facem atâta nebuneală. Poate vom primi și un răspuns. Nu, o să-i fac și o interpelare domnului Arafat și o să-l întreb în mod expres, luni, care a fost rolul acelui RO-alert la acea oră din noapte. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în perioada următoare, pentru că va fi una destul de agitată, cu siguranță. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!